În urma nenumăratelor sesizări făcute de ploieșteni în ceea ce privește numărul mare de câini care circulă liber pe străzile orașului, acesta fiind un adevărat pericol pentru ei, administrația adăpostului pentru câini de la Bucov a luat măsuri și a construit țarcuri noi. Momentan au fost construite 4 țarcuri noi și mai urmează să mai construim, dar trebuie să ne orientăm și la ce locuri mai avem și la ce spațiu. Pentru câți câini? Pentru aproximativ 150 de capete de câini. Capacitatea totală a adăpostului este acum de 850 de câini. Ținând cont și de părerile iubitorilor de animale exprimate de-a lungul timpului, administratorii au luat seamă și au construit cuștile din lemn. Investiția totală s-a ridicat la câteva mii de lei, banii provenind din surse proprii. Investiția a fost în jurul a 12.500 de roni. Planurile administratorilor nu se opresc aici, ei dorind să construiască alte câteva țarcuri. Realizarea planului depinde însă de timpul liber al lucrătorilor, dar evident și de buget.